Să inaugurez noua casa delfinilor. Ați observat că s-au acomodat foarte repede cu noua lor locuință. Este o investiție pe fonduri europene a Consiliului Județean. Este un proiect pe termen mai lung. Este primul pas făcut în dezvoltarea acestui complex muzeal. Și după cum ați observat, lucrurile sunt bune și a început să se construiască și în Constanța. Pentru dezvoltarea în continuare acestui complex instituțional, după cum vedeți, este nevoie de o mai mare, mai multe mamifere în acest complex muzeal. I-am cerut domnului Bâlbă ca până la sfârșitul anului să vină cu un proiect de achiziție a minim 2 delfini, a unor lei de mare și a unor pinguini. În ce bani se pot face pentru acestea? Prin proiecte sprijinite de Consiliul Județean. Aveți o sumă pentru care a fost? Pe baza proiectului care îl vom face, vom avea și o sumă după ce facem o evaluare. De la sfârșitul anului? Cel mai important pentru a aduce animale sunt condiții oferite și prin acest delfinariu, această investiție a Consiliului Județean e un prim pas. E vorba de condiții ca animalele să pot ajunge, pe de o parte. Pe de altă parte, în general, în Europa nu mai există element de trading animalul, ci pur și simplu oferta de condiții. Asta este criteriul de bază pentru a avea animale. În momentul în care avem un bazin corespunzător pentru pinguini, din cei 200 de la London Zoo, cu siguranță vom avea 10 sau 20. La fel și cu lei de mare, deja cu delfinii de astăzi pășim în lumea bună, suntem între primele delfinarii din Europa ca și dotare, ca și sistem de filtrare, ca și ofertă pentru vizitatori și, în consecință, cu siguranță vom avea delfini. Dacă lucrurile merg bine, când ar putea să vină încă 2 delfini? Undeva în cursul anului viitor. Bani pentru delfini sunt? Cu sprijinul Consiliului Județean vor fi și bani pentru delfini. De la da. Dar aici, pe baza domnului proiectului care le va face domnul Bâlbă și cu sprijinul nostru, vom aduce mai multe mamifere în acest complex expozițional. Asta înseamnă că domnul Bâlbă va rămâne și la anul director, pentru că trebuie să finalizeze proiectul cu achiziționarea delfinilor. Bâlbă, după ce vom face o analiză a activității dânsului aici, v-am spus că trebuie să facem o analiză, vom conveni exact unde vrea să rămână, pe director științific sau pe manager. Apropo de bani, face pentru a-i plăti mai bine pentru angajații delfinarii. Vom analiza și vom găsi soluții. Până la sfârșitul anului vom găsi soluții. Deja am avut discuții cu domnul președinte zilele trecute și dânsul este nemulțumit de faptul că oamenii sunt plătiți prost și, în consecință, încercăm să găsim soluții. Câți delfini pot sta aici? Puteți acomoda 4 maxim? Sau 4. 4 maxim. Putem ține 4 delfini aici. Noi dorim să reabilităm și vechea clădire. Exact. Și până la sfârșitul anului avem alocat niște bani, urmând anul viitor să mai alocăm niște bani pentru a găzdui acolo, cred că pinguinii vom... Exact, sau focile. Sau focile, da. Și marmot.